Da. Nu știu, dar văd că ai un oaspete. Avem un oaspete, avem un oaspete de onoare în această dimineață, ministrul economiei și al infrastructurii, Kiril Gavurici. Bună dimineața! Bună dimineața! Da. 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 Să vă întrebăm despre drumuri astăzi, deși ați văzut ce se întâmplă pe afară. Este foarte, la moment, de fapt, așa. Vedeți cum se circulă în oraș. Dar noi nu o să vă reținem mult. O să ne demonstrați că mai puteți să și gătiți. Și o să ne gătiți în această dimineață o omletă, am înțeles, ceva mai turcește. Și după aceea, pe la vreo 8 și mergem pe teren să vedem ce se mai întâmplă. Deja am fost și urmează să mai merg. A, deja ați reușit? Așa. Au, cât de matinal sunteți. Dar eu eram sigur că noi ne trezim primii. Nu, da? Să știi că mai sunt și oameni care se trezesc mai primii decât noi, nu? Mai ales bine, așa condiții. Domnule ministru, vreau să vă întreb, ce gătim în această dimineață și ce o să facem? Fiindcă noi suntem așa mai stângaci, nu în fiecare zi avem ocazia să vorbim... Să gătim, chiar aș zis. Sau să și gătim cu cineva din oficialități. Okay. Așa că vreau să ne spuneți dumneavoastră cu ce să vă ajutăm. O să pregătim o omletă. Așa. O omletă foarte caracteristică poporului turc și azer. Aha. În Turcia ea se numește melemen. Menemen, pardon. Menemen. Menemen. Diferența între acest fel de dejun, că este un așa. Dejun, în Turcia și Azerbaijan, în Turcia este mai iute. Se folosește ardei iute. Picant. Aha. Picant. Deși se știe influența Azerbaijanului, fiindcă practic toată bucătăria e cam, se aseamănă cu cea turcească, fiind și ea o țară musulmană și având... Au multe bucate comune. Comune, da. Bine, atunci primii pași pe care trebuie să-i facem în bucătărie este, nu știu, acolo am pus apa la fiert. Am pus apă la fiert pentru ca să pregătim roșii. Vă rog. Aveți nevoie și... Da, cred că... Vă dau... Dați... Un șorț? Noi am pregătit un șorț pentru dumneavoastră. Nu știu dacă să vedem, se potrivește cu sacoul? Eu cred că da. Bine, cel mai important e să nu ne murdărim. Da. Așa, dați să vă ajut eu. Sunteți obișnuit cu provocările astea de dimineață, nu? Vă ajut eu? Vă descurcați. Să înțeleg că începem cu a decoji roșiile, da? Nu le decojim. De asta am pus apă la fiert. Mai întâi le spălăm. Așa. Avem nevoie de un bol, cred. Și le facem o incizie mică acolo, da? Așa. Ia să vedem. Mm-hmm. Da! Dragi telespectatori, încă un ministru în bucătărie de la prima oră, nu ați aici văzut cum e în acțiune. Așa. Acolo. La noi toată bucătăria funcționează, să știți. Nimic nu e butaforie. Stați. Ok. Doar că numai apă rece avem. Deocamdată. Minunat. Așa ne ajută să ne trezim și să ne ținem în tonus. Așa. E bine. Avem și șervețele. Vreau să vă întreb, cât de des gătiți dumneavoastră acasă? Ok. Ultima perioadă pregătesc... Sau dacă mai aveți timp. Pregătesc mai puțin, dar îmi place să pregătesc când am timp. Mai gătiți? Mai gătesc. Dar ce gătiți? Aveți mâncăruri preferate sau nu știu? Am înțeles că vă place bucătăria turcă. Mai picant. Așa? Deci facem... Haideți să vă ajut. Facem aici câte o incizie, da? Așa, și le trimitem la scăldat. Și le punem la fiert. Dar de unde știți trucul ăsta? Ca să le putem curăța mai repede. Noi avem nevoie să fie fără pieliți, fără coajă. Fără pieliți. Deci le dăm drumul în... Gata, și le ținem mult? Le ținem câteva minute? Câteva minute și apoi le scoatem. Aha. Ideal ar fi să avem și o farfurie cu apă rece. Foarte rece. Acum și organizăm. Ulterior. Da. După aia. Ok, după aia avem nevoie să... Astea sunt curate. Sunt curate? Da, dar oricum. Pentru siguranță le mai clătim încă o dată. Vedeți ce înseamnă? Vedeți ce înseamnă exactitate de ministru? Totul e controlat, da? Când am timp mai mult, îmi place să pregătesc paste. Îmi place să pregătesc icre de vânătă. Sunt foarte bune. Da. Salata de vânătă. Dar îmi place să experimentez și ceva nou. Îmi place să urmăresc ce se întâmplă în... Bucătăria. Evident că cea mai bună bucătărie este bucătăria mamei mele, pe care o cunosc și încerc
Aha, cum am timp înțeles. să ajung la mărici. O să fiu de acord 100%. Aia e cea mai bună, aia e cea mai bună mâncare. Cum face mama, nu face nimeni, da? De-aia revenim de fiecare dată la mama să ne pregătească bucatele, nu știu, amintirile din copilărie, da? Așa. Eu știu că dumneavoastră sunteți foarte activ pe rețelele de socializare. Cu dumneavoastră suntem prieteni pe Facebook. Recent am început a urmări și pagina dumneavoastră de pe Facebook și am văzut foarte multe grafici acolo. Am văzut foarte multe borduri în care vă aranjați cumva ziua sau aveți unele planuri. Și sunt foarte curios, chiar funcționează toate lucrurile astea, toate tabelele pe care le-am văzut, pe care le postați? Noi am selectat câteva dintre ele și chiar am fost, dacă le avem, să vedem regia dacă ne spune. Încă nu, da? Mai târziu. Le am eu în iPad la mine. Le aveți dumneavoastră? Stai că le am și eu la telefon aici. Și mi-au părut foarte interesante. Spre exemplu, chiar ăsta, primul. Începem ziua cu viziuni noi, patru pași și negociere. Bună dimineața, a scris. Așadar. Pardon, ia să vedem. Ce avem aici? Avem aici așa, detalii în primul lucru pe care îl avem. Să vă zic, da. Mă inspir de la diverse mesaje și încerc să le pun în schițe de felul ăsta cu desenele făcute de mine și restul tot este făcut de mine. Foarte frumos. Deci eu sunt o persoană foarte... sunt persoane care înțeleg mai bine când aud, auditiv, dar sunt persoane care înțeleg mai bine când văd. Eu sunt vizual. Spuneți-mi cu ce să vă ajut. Eu mai și pot trebuie să fac ceva. Deci putem să îl pregătim, să-l tăiem. Să-l tăiem. Așa, okay. Doar că eu o să le putem. Ajut să... Așa. Dați-vă ajut? Da. Uite acolo. Perfect. Și cum îl tăiem? Îl tăiem. Dar vreau să continuați, nu vă pierdeți gândul. Știu că... Deci aveți capacitatea de a... Și aici tot, trebuie să... Cubulețe, da? Cubulețe. Okay. Asta primul punem la prăjit. Pe ăsta primul, tăiem tot cubulețe. Da. Nu, pie. Putem și slide. Slide. Da. Pie. Da? Pie. Am înțeles. Uite, ăsta taie foarte bine cuțitul. Noi suntem cu un cuțit la 3. Eu am și eu aici. Dar nu știu dacă sunt atât de bun. Deci sunt mai vizual și încerc să le pun pe hârtie în așa fel ca să pot transmite mesajele într-o singură privire, să fie foarte clar care este mesajul în spatele acestei schițe. Și funcționează. Nu știu, mi se pare că în dumneavoastră ați venit din... vedeți? Continuă treaba pe care n-o fac alții. Dumneavoastră veniți din domeniul afacerilor, cumva în politică, și acest lucru v-a ajutat sau, nu știu, cumva vă inspiră mai mult politica în afaceri decât afacerea în politică? Evident că experiența care o am eu din afaceri mă ajută foarte mult. Deci în afaceri trebuie să-ți faci munca, nimeni nu o să vină să o facă pentru tine. Uh-huh. În același timp, am avut experiență de lucru în corporații mari, în care era o cultură corporativă și un spirit corporativ în aceste companii, care m-a educat și m-a învățat foarte multe lucruri. Asta vorbim și de experiența dumneavoastră pe care ați avut-o ca director al unei companii de telefonie mobilă din Azerbaidjan. Inclusiv. Și multe altele pe care le-ați avut. Da, deci în politică e mai diferit ca în afaceri. În afacere e mai clar. În afacere sunt foarte multe lucruri clare. De fapt, la fel este și în politică, atâta timp cât există o claritate, există un suport politic și există o viziune clară pentru toți, atât pentru guvern, cât și pentru parlament, cât și pentru politic în general. Și atunci lucrurile merg foarte bine. Și atunci experiența din privat afaceri. Sau din afaceri
poate fi ușor expusă în... De fapt, sunt și foarte multe lucruri în privat care sunt implementate cumva ușor în politică ca să meargă mai bine unele lucruri. Bine, noi până una alta și până am provocat telespectatorii să ne privească mai departe și sunt curioși. O să ne iasă, nu o să ne iasă, noi luăm o mică pauză. După care o să vă întreb dacă ați putea schimba ceva peste noapte în Republica Moldova, care ar fi primele lucruri pe care le-a schimbat, dar asta după publicitate, ne-am înțeles? Ok. Da, luăm publicitate, după care revenim aici la prima oră. Bună dimineața, prieteni! Da, v-ați obișnuit cu noi aici în bucătărie, l-avem pe Kiril Caburici, ministrul Economiei și Infrastructurii. Încă o dată îi salutăm! Pentru telespectatorii, pentru telespectatorii care abia acum au conectat televizoarele. Noi ne simțim mai home. Ne simțim în Parlamentul nostru, de fapt în bucătărie aș spune că e și guvern, și parlament, și președinție, tot într-o casa omului. Și executiv. Și executiv. Acolo se întâmplă absolut tot. Toate drumurile de dimineață duc spre bucătărie. Da. Oamenii se adună acolo, socializează și discută toate cele întâlnite peste zi. Noi o să facem o obișnuință cu prima zi a săptămânii, ca să vină cineva să ne gătească în bucătărie și noi doar să admirăm și într-un final să și gustăm sau uităm. Acum, vrem să recapitulăm, domnul ministru, și să ne ziceți și nouă ce gătim în această dimineață și care e procedura următoare, ce facem? Am zis că gătim bucate, un dejun turcesc sau azer. Așa. Am pus ardeiul la copt, l-am pus mai întâi ardeiul pentru că el se coace mai greu. Mai greu. Apoi am pus roșiile care le-am pregătit mai devreme, trebuie să le lăsăm vreo 5 minute, apoi punem ce urmează mai apoi, sunt ouăle. Ouăle, asta e. Numărăm câte roșii am pus, atâtea o punem. Ca să fie o balansare. Scrisă, bine, dar... că e o glumă, sigur. Se pune după gust, în mare parte roșiile dau un... îi dau un gust special aceste omlete, plus îl poți face mult mai moale și mai zămos, nu știu cum să zic. Da, da. Mai suculent. Mai suculent. Se zice că e a doua legumă după ceapă folosită în bucătărie. Roșie. Așa că nu am dat greș. Noi să vorbim și despre unele chestii, bine, mai personale, ce vă place dumneavoastră să faceți. Știu că sunteți piper acum. Știu că sunteți pasionat și de automobile, în special de automobile de cursă, radiouri. Mai cântați și la gitară. Nu? Se mai întâmplă. De fapt, anul acesta, prioritatea numărul unu a fost Ministerul Economiei, sau anul trecut, Ministerul Economiei și a Infrastructurii. Am mare noroc de feciorul meu mai mare, care un an în urmă a fost campionul Moldovei la karting, pe categoria junior. Și dânsul mă mai motivează să mai urc. Chiar am urcat anul trecut pe karting cu el, am făcut o cursă. Dar da. Dar mi se pare foarte periculos karting. Eu am senzația că el de fiecare dată se răstoarnă. Deși m-au asigurat că nu se răstoarnă. Centrul, care-i treaba cu... Ba da, se răstoarnă în independență de situație. Uh-huh. Centrul de greutate este foarte jos. Așa. Foarte jos, ceea ce îl ține mai lipit de pământ și probabilitatea să-l întorci este mai grea, dar se răstoarnă. Se răstoarnă. Au fost accidente de tot fel. De tot fel. Și este într-adevăr periculos, ai nevoie de cunoștințe și de abilități acolo, pentru că ajunge la viteza de 120 de km pe oră. Sunt și așa motoare de karting? Da. Ceea ce este... Deci trebuie să poți controla bucata asta de metal foarte bine, astfel ca să nu derapezi, da, să nu zbori de ca să nu știu, am senzația că practic toți piloții profesioniști care ajung vedete peste ani și experiență încep de la karting. E primul lucru pe care îl încep în cariera lor. Este adevărat, pentru că kartingul îți permite să începi de la o vârstă mult mai mică. Unul la mână, doi la mână, kartingul este cel mai bun sau cea mai bună modalitate de a învăța circuitele și de a învăța traseul, astfel ca să cunoști când trebuie să cotești, când trebuie să frânezi. Așa. Ca și, ca și motocicleta și bicicleta. Da, stați puțin, că aveți și permis de motocicletă. Aveți și categoria... Adică puteți să o faci și... Dar e enduro din asta care intră prin...
prin diferite locuri mai neaccesibile unora? Eu am și motocicletă, este o motocicletă enduro, dar în același timp și turism. Adică e dură, e enduro. Enduro înseamnă că poți să folosești și în afara orașului și pe diverse suprafețe. Un fel de off-road. Adevărat, nu e neapărat să fie asfalt. Bă, ne bucurăm. Noi astăzi, de fapt, eu m-am gândit la chestia asta ca să vă provocăm. Și dacă tot am zis că suntem în bucătărie și suntem mai familiarizați deja, domn ministru, eu știu că dumneavoastră cântați și la chitară. Noi o gitară adevărată n-am găsit, dar am găsit cu totul și cu totul altceva. O secundă. Le citesc. Noi avem în această dimineață, pentru dumneavoastră pregătită, un ukulele. De fapt, e o gitară din Hawaii, mi se pare, da? Și care puteți să o luați cu dumneavoastră foarte ușor la minister, acolo, unde vă duceți în inspecții. Și când vedeți că lucrurile nu merg prea bine, trageți o cântare. Ce ziceți? Nu e acordată. Dar puteți să încercați vreo două, trei note, așa. Nu cânt, deci sunt foarte mare amator. Îmi place să ascult, dar în același timp... Nu e acordată, pot să, din okay. păcate. Pot să... Nu, e mică pentru degetele. Ia altceva. Dar adevărul este că nu am cântat de mult timp. Dar dacă ar fi una profi și dacă ar fi una foarte bună, eu v-aș recomanda să o luați cu dumneavoastră. Atunci când aveți nevoie, să știți că e la îndemână. Bine, trecem peste momentul artistic acordat de domnul ministru și cred că e timpul să punem și... De a pune ouăle. Ouăle, acolo. Eu am scos ouăle din coajă ca să nu, din întâmplare, să nu punem bucăți de coajă în... Nu nimic, să știți că noi ne-am obișnuit deja. Omletă. Noi avem o rețetă unde se gătește tot cu coajă. Se zice că e foarte bun pentru calciu. Așa, coaja de ou, are conține calciu. Da, o să ajut. Aici... Capac? Avem nevoie de un capac? Nu avem. Aici este important... Deci, acest fel de sau aceste bucate se pregătesc și pot să amestici ouăle sau pot să le lași intacte. Eu prefer să fie amestecate pentru că așa îmi place mie mai mult. E o omletă, ele da. Trebuie amestecate foarte atent. Vreți să lăsăm doar gălbenușul intact? Nu, o să-l... O să-l zdrobim și pe el. Zdrobim și pe el așa ușor. Minunat. Noi am observat că... Avem și ceva verdeață? Găsim, da. Încep să se schimbe culorile și să devii tot mai vesel. Și foarte încet, da? Foarte încet. Avem și verdeață. Minunat. Marar, pătrunjel? Pătrunjel. Ok. Și o să avem nevoie și de puțină brânză. Brânza nu o punem, nu o radem, deci nu o punem... O rupem mai mult, nu? O rupem. Trebuie să fie un pic de... Eu doar să... Dacă ați observat, noi am pus sare pentru că îi punem brânză de oi care se presupune că este sărată. Și deja compensează sărăcica. Brânza de oi. E produsul care nu lipsește din bucătăria națională. Deși e un produs cam scump. În supermarketurile sau în magazinele unde vrem să o cumpărăm, da? nu e chiar deloc ieftină. Brânza de oi. E echivalentul unui cașcaval. E un cașcaval. E. Okay. Doar că cel mai tradițional posibil, da? Da. Așa. Și punem și verdeața. La noi deja începe să fie foarte, foarte, foarte gustos. Un miros extraordinar. Să știți că deja avem rând aici. Dar nu se văd. În spatele camerelor s-a creat un rând viu. Da. Când rămâne, da. La noi, din fericire, toată mâncarea după ce o gătim se mănâncă. Chiar și Eugen a zis că o să mănânce astăzi. Ceea ce este foarte dificil să-l convingi pe el. Pe Eugen, da? El de obicei nu mănâncă.
El retrăiește, el retrăiește pentru noi, dar nu mănâncă. El se hrănește cu soare. Ok, dragii mei, noi omul suntem... soare. Și acum piper. Piper sau mai măcinat, mai așa de mână, sau mai fin, cum doriți dumneavoastră? Peste măcinat îl punem, mai punem un pic și... Nemăcinat, aha. Da, sunteți foarte atenți, foarte minuțios. Da. Dar nu e, asta e butaforie, nu e, gata, nu mai e piper. E? Nu aveți. Aia, n-aveți. Aia, așa, suntem la televiziune. Ați promis că vineți dumneavoastră cu piper. Da? Privirea, privirea de ministru. Și gata, s-a înțeles. Nu, în sens că încercam să înțeleg când v-am promis. Da, păi asta e. Știu că toate lucrurile sunt organizate foarte bine. Dragii mei, dar... suntem gata. Suntem gata? Suntem gata. Da. Eugen. Eugen, unde e lingura cea mare? Lili, Eugen, hai veniți. Gata? E degustat? Da. Serios? Așa, dar e cu făină? Ca la bucătărie, din ceaun, din crate. Dar e cu făină? E fără făină. Eugen, ce vrei? Furculiță sau... Lingură, măi. Lingură, lingură. Unde trece lingura, furculița nu are ce căuta, da? Și cum, luăm chiar din tigaie? Poftim. Da, ce... Nu în fiecare zi ești servit de... Dar stai că avem, poate folosim și niște farfurii. Nu, 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 trebuie farfurii. Farfurii, deja viață frumoasă. Gustăm toți așa dintr-o tigaie. Ok. Domnule ministru. Eugen, dar să spui ce? Da, dai câteva șervețele, da. Așa, cu pânică. Cu pânică, cu pânică. Cu pânică, cu pânică. Mai întâi vreau să remarc aroma. Da, e foarte... Este o aromă bogată. Mersi. Este o aromă bogată. Suflă că și frige. Suflă. Fufu. Hai că prima dată trebuie să fac eu tot de interviu. Să fac companie cu Eugen. Seamănă cu șacșuca. Păi asta e o pizza bună fără blat. Eu o fac acasă. Nu, e roșie, nu? Turc. E foarte bună. Șacșuca știu că o făcea un... Șac ce? Șacșuca. Serios? Da, cred că tot e din aceeași familie a uletelor. Trebuie să pronunți corect. Eu am avut... E foarte bună, știu. Nu e braziliană chestia asta? Nu. Domnule ministru, da, vreau să vă întreb, puteți să mai rămâneți cu noi, că avem atâtea și atâtea de povestit. În primul rând avem de făcut încă o bucată de carne. Da. La ședință, după emisiune, știți ce interesant e? Da. Noi vă mulțumim foarte mult. Da. Într-adevăr, este foarte gustos. Aș mânca stereo, numai că ne arată camera. Știți cum e stereo? În două fălci. Păcat că camera nu poate să redea mirosul și... Da, da, foarte corect. Noi o să povestim. Da? Noi o să povestim cât de gustos a fost. Cașcaval are brânză de oi. Ah, brânza de oi. Iată ce are. E foarte bună. Șacșuca nu are brânză de oi. Da, bine. Noi trebuie să-i mulțumim domnului ministru al Economiei și Infrastructurii pentru că a acceptat această provocare să vină la noi în bucătărie și să gătească. Vă mai așteptăm cu rețete noi. Sper să aveți timp mai mult ca să discutăm și multe, multe despre multe chestii pe care dumneavoastră le aveți. Și la dumneavoastră la minister. Noi venim. Cu drag, da. Invită, acolo eu nu se pregătește. Eu o mâncare. Eu tot o să aduc. Noi promitem să aducem și o gitară adevărată. Okay. O gitară adevărată și facem un grătar în fața Parlamentului. Ultima, în fața guvernului. Ultimul nostru grătar. Bine. Un brain, cel puțin un brainstorming vă promit. Vreau să spun că e un ministru open mind și mi-a plăcut foarte mult ceea ce ați făcut dumneavoastră la 100 de zile a guvernului, atunci când ați ieșit în spatele guvernului și ați făcut acea conferință de presă. Da. E o chestie nouă pentru noi și asta ne-a plăcut foarte mult. Și demonstrează că aveți alt tip de caracter. Și e omletă, da? Da. Până la urmă, da. E ok? Nu, e ok și pentru copii. Asta e partea bună, că e proteină de dimineață, e un pic de legume și ținem cont și de și mic dejunul. Și nu are făină. Și nu are făină. E ok și pentru Eugen. Și pentru Eugen și pentru noi. Pentru toți copiii. Și știți ce se întâmplă în casca mea? Reclame? Gălăgie mare. Reclame. Trebuie să luăm domnul ministru, spor la muncă, știm că aveți o zi de foc. Da. Astăzi vă așteptăm la prima oră și acceptăm invitația oricând să venim la minister. Ce? Mă aștept să-mi loc la minister. Mulțumim, la revedere. Hai, hai, hai. Da, dar de ce nu? Vreau să văd și eu unde e, cum e.